Am să vă rog să stingeți, Adrian, mâinile, așa vom urmări interviul. Nu, nu putem să așa. România se află în momentul de față și într-o fază de criză. De criză mare spirituală. Asta observăm în comportarea oamenilor, în participarea lor la biserică, în momentul bisericile protestante catolice, participarea nu e prea grozavă. Am văzut catastrofa din apartea comunală de Zile de Amintiri și am observat că se întâmplă o astfel de catastrofă cu câtă forță și dorință revine lumea la Dumnezeu. Parcă avem nevoie din când în când de o zguduire foarte puternică. Pentru că ne dăm seama atunci că fără El nu putem prea mult. Cu El suntem tari, fără El suntem slabi. Și omul nu se poate cunoaște pe sine, propriu-zis bine, dacă nu se cunoaște din perspectiva Evangheliei, din perspectiva lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe El, făcând legătura cu El, are ocazia să reflecteze și asupra lui și să se cunoască pe El mai bine. Vreau să vă dau un exemplu, dacă nu e prea așa lungă discuția, cu fiul risipitor. A fost la tatăl lui acasă, le-a mers foarte bine și l-a văzut că le merge bine, le merge și rău. Că prea mult bine, parcă omul nu poate să suporte. Și a plecat acasă. S-a îndepărtat de casa părintească. Dar nu s-a îndepărtat numai geografic, s-a îndepărtat și spiritual. Și când s-a dus, plecând de acasă, e o imagine, a ajuns în situații foarte critice. A ajuns în țară depărtată, singur, se spune că a remâncat într-o criză puternică personală și se spune că la un moment dat și-a venit în sine. Este interesant această expresie, că și-a venit în sine, adică până atunci n-a fost în sine, a ieșit din sine. S-a regăsit. S-a regăsit și atunci s-a gândit, s-a hotărât să se întoarcă la Tatălui. De această întoarcere la Tatăl nostru, a tuturora, am impresia, convingerea chiar, că are nevoie lumea de astăzi. Îndepărtarea de El înseamnă, în mod automat, îndepărtarea de noi înșine. Vreau să vă amintesc de o conferință pe care am ținut anul trecut la expoziția aceea mare internațională de la Hanova, care a fost o expoziție tehnică, de natură tehnică. Acolo a fost organizat și un simpozion, organizat însă de budiștii japonezi, finanțați de industria japoneză. Și acolo a fost invitat ca teolog ortodox să vorbesc despre unitate în diversitate. Și au fost foarte mulți profesori de fizică care au tratat această temă. Și foarte mult, în ultima vreme, fizica modernă face niște descoperiri care se apropie foarte mult de conștiința noastră ortodoxă. Ar vrea să subliniez faptul acesta ortodox, pentru că nu există alte teologie. Unde spune în fizica modernă că totul este energie și că există o interdependență energetică în toate particelele din Univers. În cea mai mică parte se reflectă totul. Este vorba despre, în terenul ortodox, despre energiile necreate din teologia Sfântului Grigore Palama. Adică, din Dumnezeu, pornesc aceste energii care sunt necreate, sunt din ființa dumnezeiască, care pătrund tot Universul. Este însemnat de subliniat faptul că fizica modernă, fără să-și dea seama, ajunge la acest punct de întâlnire cu teologia, nu în general, ci cu teologia noastră ortodoxă. Că Universul întreg este întrepătruns și susținut de energiile Dumnezeu necreate. Mi-aduc aminte acum cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sunt niște cuvinte care m-au pus pe gânduri multă vreme. Da. Aceste cuvinte sunt așa: vom fi judecați nu atât pentru răul pe care l-am făcut, cât pentru binele pe care am neglijat să-l facem. Da. Putem să facem fapte rele și nu facem nimic. Pentru că
Ne întreabă numai de ce am făcut rău, ne va întreba și de ceea ce am fi putut să facem. Și de aceea nu există o situație, ca să spun așa, indiferentă. Nu trebuie să spunem, Doamne, eu n-am făcut nimic. Ți-ar putea întâmpla să fie așa. Dar, întrebarea mare care te pune, de ce trebuie Domnul de bine? Puteai să faci bine și faptele nefăcute se condamnă. Suntem, deci, nu vreau să spunem, eu mă străduiesc să nu fac rău. Nu-i de ajuns. Sunteți preot în comunitățile românești din Heilbronn, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt. Am observat că este foarte important în România să aibă o biserică, să aibă rugăciune, să aibă liturghie și să creadă. Pentru că plecând de acasă, te îndepărtezi de o atmosferă familiară, intimă, cunoscută. Și dacă ei acolo, poate nu s-au dus la biserică, cum au spus foarte mulți, acum au regăsit-o și au descoperit-o, pentru că în biserică, prin rugăciunea pe care le facem de pomenire a morților, a vinilor, se restabilește o legătură de comuniune cu cei de acasă, cu cei vii, cu cei morți. Intră deci în această tradiție și în această comunie de viață care este și cu vii și cu morți. Noi în biserică avem legătură cu vii și cu morți și biserica e formată și de vii și de morți. Și pentru români este un centru de trăire, de întâlnire, de apropiere de Dumnezeu și este foarte bine că o fac, pentru că în țara aceasta toate grupurile etnice își păstrează credința și tradițiile lor. Deci, în apostolul și medica noastră, mai ales că a noastră vine de la începutul creștinismului și nu e nimic mai prejos decât celelalte din țara aceasta. Nu vrem să spunem poate mai mult, că ar fi mai mult, dar e bine să știm faptul acesta și mai ales să știm pentru un alt lucru. Pentru că fiecare dintre noi are o identitate personală. Și la identitatea aceasta personală aparține cultura, tradiția, familia, credința. Când noi ne îndepărtăm de credința noastră ortodoxă, de tradițiile noastre, de obiceiurile noastre, ne pierdem o parte însemnată din identitatea personală. Și am observat la mulți care o fac, că după aceea ajung, dacă după împrejurări, să se facă protestanți, să ajungă la secte, sau chiar dacă s-ar putea și ajunge pe aproape să face budiști și intoiști. De asta este foarte însemnat păstrarea acestei identități personale la care aparține, cum vă spuneam, și în credința noastră ortodoxă. La întrebarea unde este Dumnezeu, un teolog celebru a răspuns, acolo unde este lăsat să intre. Dumneavoastră, Părinte Mehedințu, ce răspundeți la întrebarea asta? Înainte de acest răspuns, vreau să vă dau un altul. Dumnezeu este peste tot. Acum și aici, în mijlocul nostru. Dacă este omul prezent, este în mod sigur și acum în mijlocul nostru. El intră unde îl lăsăm noi să intre, este adevărat. Dacă sufletul nostru e plin de răutăți, de dușmănie, de invidie și o mulțime altele de natura aceasta, nu e ocupat. Nu intră acolo. Dar dacă cunoaștem situația în care ne aflăm și am vrea să intre, dacă ieșim în cale, cum a făcut-o Vane și Zaheu, care era destul de păcătos, s-a urcat într-un dud, se spune, la marginea drumului, nu a să salvare pe Iisus Hristos, ci ca să salvare Iisus Hristos pe el, și când a luat, i-a spus, Zaheu, coboară-te că vreau să intru în casa ta astăzi. Deci, Dumnezeu, dacă noi ne deschidem inima și avem oarecare pregătire și așteptare a Lui, El vine. Și El poate să vină și mine, nu vrem Lui. Câteodată intră prin ușile încuiate, cum ai început, după învie. Deci Dumnezeu este peste tot. Noi avem nevoie de această întâlnire cu El, mi-am dat aminte de o problemă pe care am avut-o cu Dumnezeu. M-a rugat la El pentru ceva, și nu mi-a dat. Și până vreau să vă spun despre ce este vorba. M-a rugat el, când mi-a primit în altă bursă să plecă în sănătate, să mă ajute să plec. Și n-am plecat. Deși mi-a fost propus de facultate, eram
nu e bine să spun, dar mă amintesc pe scurt, pe lângă listă și n-am plecat. Și atunci m-am războit, cu Dumnezeu ne putem și certa, cu respect, dar ne putem certa. Și nu mi-a dat. Și am avut experiența aceasta a rugăciunii care nu este împlinită. Dar Dumnezeu mi-a dat ce m-a rugat atunci, după 3 ani de zile. Și atunci mi-am dat seama că El știa mai bine când se mai dea. Că dacă mă dădea, atunci poate o strica. În sensul că aș procedea, mi-a și rus poate înapoi ceea ce n-a fost bine. Și deci ne rugăm, așteptăm să ne rugăm să ne dea când și ce crede El că este mai bine și mai potrivit pentru noi.